Bună, Gențiana Ciubuc! Mă bucur că ne întâlnim astăzi în ideea de a face un pic de lumină asupra homeopatiei în noua serie pe care vreau să o lansez despre sănătatea noastră fizică, că până acum am făcut o grămadă de interviuri despre spiritualitate și deschiderea noastră spirituală, dar totuși corpul nostru e foarte important și mulțumită lui Dumnezeu avem și tratamente de toate felurile și vreau un pic în România mai ales să lărgim subiectul ăsta de homeopatie, să înțelegem și eu să înțeleg mai bine cum ne poate ajuta homeopatia și ce înseamnă asta. Dar înainte de asta, ca să te cunoască un pic lumea, o să zic doar că eu te-am cunoscut la mare nevoie. Deci te-am cunoscut după 10 zile de COVID, în care deja aveam o problemă foarte mare cu inima și de-abia respiram și așa. Și m-ai ajutat, în 5 minute mi-ai răspuns. Am luat un tratament care m-a ajutat instant și așa te-am descoperit și mă gândeam de ce nu mai multă lume și văd prietenii din jur care nu prea folosesc nu resursele astea homeopatice care sunt și farmaciile în România, că nu mi se pare că e dezvoltat deloc. Eu locuind în Franța, care e o țară totuși mai dezvoltată din punct de vedere al homeopatiei și în afară de asta, aș vrea să te prezint și tu un pic, că știu că ai fost mult în India și cum ai ajuns la asta. Ești la bază medic, ca orice doctor homeopat. E o știință foarte serioasă și în care cred că e nevoie de multă pregătire și ai făcut pregătirea asta și aș vrea și o să descoper mai multe, că nu știu. Mulțumesc frumos pentru invitații și pentru oportunitatea de a vorbi despre homeopatie. Oh, sunt foarte multe lucruri de vorbit. Un pic am să fac o mică introducere despre background-ul meu. Eu am terminat facultatea de medicină. Imediat apoi am terminat facultatea de farmacie. Și când eram în facultatea de farmacie, în ultimul an, am descoperit homeopatia. În farmacie se făcea și un curs opțional de homeopatie. Dar contactul meu cu remediile homeopate a avut loc în farmacie, în practica farmaceutică din farmacie, în care trebuia să vindem remedii homeopate. Și țin minte că primul contact a fost în momentul în care un pacient a venit și a cerut oscilococcinum și l-am întrebat dacă ajută. Și mi-a spus, da, este foarte bun. Eu aveam un început de răceală și am luat și eu o doză de oscilococcinum și în jumătate de oră toate simptomele au dispărut acelui început de răceală. Confirm. Da, și știam cum evoluează o răceală. Chiar dacă aș fi luat antiinflamatorii, se ameliorau, apoi reveneau. E, atunci, ca și când s-a răzgândit răceala să mai vină. Și mi-a stârnit așa un pic curiozitatea și m-am dus acasă, am început să citesc și mi-a atras atenția asupra unui remediu care se numește arnica, un remediu de traumă foarte important în homeopatie și spunea acolo că arnica vindecă echimozele. Și mi-am cumpărat arnica, o țineam cu mine în buzunar și am mers cu o prietenă la patinoar, ea a căzut și și-a făcut două hematoame circulare în ambii genunchi. Și eu, bucuroasă că am prins hematomul, i-am dat remediu arnica și a doua zi a venit la mine și mi-a arătat cum arăta echimoza. Deci erau doar două cercuri, ca și când ar fi fost trase cu un compas. Iar în mijloc, pielea era sănătoasă, deci dispăruse complet hematomul. Când am văzut această imagine și acum îmi amintesc ce moment de aha am avut, gândindu-mă că, unu, remediile homeopate au efect, sunt efective, și în al doilea rând, că așa cum s-a retras acel hematom din genunchi, se pot retrage extravazările care au loc oriunde în corp. Deci, în accidente vasculare cerebrale, în infarct de miocard. Și
pur și simplu am început să studiez pe internet, tot să caut cărți, să caut homeopați. Și tot facultatea de farmacie m-a ajutat la faptul că noi acolo studiam foarte mult toxicologie. Tablourile toxicologice a multor substanțe. Și citind din homeopatie remediile homeopate făcute din acele substanțe, tablourile se suprapuneau foarte bine pe tablourile de toxicitate ale substanțelor pe care eu le învățasem. Deci nu era nimic care să contrazică ceea ce deja știam, ci din contră dădea o altă lumină la tot ceea ce învățasem și în facultatea de medicină și în facultatea de farmacie la un loc. Și de aici am început să caut cărți. Am găsit o librărie în India și am comandat 200 de cărți odată și o bibliotecă nouă. Apoi m-am apucat de tradus cărți pentru că mi-am dat seama că la vremea aceea, prin 2001, când eu am terminat facultatea de farmacie, existau foarte puține cărți de homeopatie traduse în limba română, iar eu aveam o editură și am început să traduc cărți de homeopatie. Așa l-am cunoscut pe profesorul Shankaran, începând să traduc cărțile lui, care este unul dintre cei mai mari homeopați ai lumii indian. Și am început să-i traduc cărțile dânsului, apoi am început colaborarea cu școala dânsului de homeopatie din Mumbai, India. Când însuși a deschis o academie de homeopatie în India, m-a rugat să îl reprezint, să-i reprezint Academia în România. Și am început să merg în India în fiecare an, în lunile de iarnă. Am stat câte 5 luni, 3 luni, 2 luni, o lună în fiecare an până a început pandemia și am făcut practică. Deci am stat lângă el și lângă alți medici homeopați indieni, unde homeopatia este mult mai dezvoltată decât la noi, pentru că au și multe colegii de homeopatie, dar populația se adresează foarte mult și are multă încredere în homeopatie. Au și un minister al medicinei alternative în India. Deci pe lângă medicina Ayurveda, mai multe ramuri de medicină alternativă. Da, și cam ăsta ar fi background-ul meu. Deci sunt medic alopat și farmacist și un master în nutriție am făcut în Iași la Facultatea de Medicină. Și homeopatia, ce vechime are dacă în India, sau cum s-a născut, de ce în India oamenii au încredere în homeopatie? Pentru că bănuiesc că folosesc de multă vreme și s-au convins, nu? Da, este interesant că homeopatia a ajuns în India printr-un medic SAS de origine română, care a fost unul dintre primii elevi ai lui Hahnemann, întemeitorul homeopatiei, în urmă cu aproape 200 de ani. El s-a dus și a tratat un maharaja indian care avea o pareză de facial și după ce l-a vindecat, a chemat medici din India ca să învețe de la el. Asta era undeva în zona Calcutei, unde și acum este cea mai veche școală de homeopatie în India. Și s-a dezvoltat mult mai mult decât în altă parte. Nu cunosc exact toate, să spun, cauzele pentru care acolo s-a dezvoltat, dar cred că unul dintre ele este faptul că indienii sunt foarte legați de natură. Au o conexiune foarte, foarte frumoasă, foarte profundă cu natura, cu animalele, cu plantele și remediile noastre sunt remedii naturale. Deci toate sunt remedii preparate din substanțe naturale. Și este și ieftină și probabil ei având o putere de cumpărare mult mai mică. Și un popor spiritual, adică simte, cum să zic, dacă vorbim de homeopatie, înțelegerea mea este că se adresează corpul eteric, adică nu corpul fizic, corpul eteric care înglobează corpul fizic și care el reacționează imediat și corpul eteric care este matricea corpului fizic. Și avem mai multe remedii pentru corpul eteric, cum ar fi shiatsu, medicina chineză, meridianele de energie care sunt tratate prin acupunctură, prin homeopatie, nu? Mă înșel? Mm-hmm.
Deci, Da. o persoană care e sensibilă și simte, cum ai zis, când aveai răceala, și eu întotdeauna mă țin minte în anii de tinerețe când simțeam că începe să mă doară gâtul și venea așa ca un tăvălug răceala aia și o simțeam cu o zi, două înainte și nu puteam să fac nimic. Că iei o aspirină sau un paracetamol care calmează efectele, dar nu lucrezi la cauză. Și o persoană care revin puțin sensibilă și simte corpul eteric că deja e o problemă, poate imediat să intervină și atunci imediat se retragă manifestările bolii, nu? Și pentru că intervenim mult mai repede la cauză. Așa este. Într-adevăr, ai dreptate. Indienii sunt un popor spiritual și homeopatia se adresează atât trupului cât și sufletului și corpurilor. Cum ai spus, Subtile. noi nu avem această noțiune de corp eteric, dar avem o noțiune de energie vitală. Acea energie care ține homeostazia corpului, care face ochiul să strălucească și inima să bată. Deci acea energie de viață pe Da. care homeopatia o regenerează, o întărește, o împuternicește, să spun, o reechilibrează. Deci la tine ar putea veni sau la un homeopat și cineva care nu neapărat suferă de o afecțiune, dar vrea să se simtă mai vital. Deci cineva care se simte pur și simplu obosit ar putea să găsească remedii. Eu am o vorbă. Homeopatia nu are limită de diagnostic și nici de vârstă. Orice patologie și orice stare poate fi îmbunătățită cu homeopatie. Adică oricine are nevoie de. Adică simte vreun disconfort în el. Indiferent că acel disconfort e la nivel fizic, emoțional, spiritual sau care are anumite pattern-uri pe care încearcă să le rupă, să le depășească și nu reușește. Homeopatia are pârghii de a te ajuta să vezi problema aceea dintr-o altă perspectivă, practic de a conștientiza, de a fi un observator a problemei pe care o ai și în felul ăsta începe vindecarea. Pentru că dacă te identifici cu problema, este foarte greu să ieși din acel cerc vicios. Ceea ce se încearcă prin psihologie, homeopatia poate rezolva așa, cu o singură doză de remediu. Ai avea un exemplu la asta cu psihologia? Adică cum? Da, uite, chiar acum mă gândeam că am o prietenă în America care suferea de depresii și a făcut psihologie pentru a învăța cum să se lupte cu depresiile. Și pe când era atât de mult a ajutat-o psihologia, încât a făcut facultatea de psihologie să ajute și ea la rândul ei pe alți oameni. Și când era în ultimul an, ne-am întâlnit și i-am dat un remediu homeopat. A terminat facultatea și mi-a spus: "De ce, Gențiana, eu nu mai am cu ce mă lupta." Deci, practic, depresia nu mai vine. Asta este diferența. Nu înveți. Adică, cumva nu înveți cum să depășești stările care vin, ci pur și simplu te ridici deasupra lor. E ca și când nu ți se mai întâmplă ție, nu mai ești predispus, îți dizolvă niște căi, cum spune în medicina germană, noua medicină germană, niște șine, îți dizolvă șinele. Că medicina, noua medicină germanică, se spune că dacă ajungi pe șină, refaci conflictul. E, acum și dacă ajungi cu remediu homeopat, și dacă ajungi pe șină, nu mai ești sensibil la acea șină. Asta este ceea ce aduce homeopatia în plus și față de medicina germanică, care este extraordinară și care face această legătură între conflictele emoționale și bolile fizice. Între cauză și efect. Da. Dar cum acționează atunci homeopatia? Înseamnă că ea acționează și la nivelul corpului emoțional, cum ar veni, nu? Deci nu doar eteric. Și mental, eventual. Pe toate corpurile Da? acționează.
Și, practic, granulele homeopate, că mai sunt și persoane care zic iei doar zahăr, ele sunt, granulele astea conțin o disoluție a unei plante, nu? Da, conțin informația pe care o poartă orice substanță în ea. Deci un medicament are masă și informație. Masa este răspunzătoare de efectele care apar la nivel celular și în mare parte de efectele adverse, iar informația este răspunzătoare de efectul terapeutic al remediului, al medicamentului. Și cum au reușit să capteze informația plantei care acționează asupra informației omului? S-a ajuns pe cale empirică. Nu știu exact cum a venit această informație către cel care a descris-o prima oară în literatură, adică Hahnemann, Samuel Hahnemann, dar am să-ți povestesc despre o experiență care imită acel mod de preparare al remediului pe care l-a experimentat Hahnemann. Deci o doamnă profesoară de la Facultatea de Farmacie din București, doamna profesoară Cristea, a murit de curând, dar am cunoscut-o și mi-a predat lucrările dânsei înainte să moară, a făcut un experiment din atropa belladonna, planta din care, substanța care se pune în ochi pentru dilatarea pupilei când mergi la să-ți facă fundul de ochi la oftalmologie. Și a luat acea substanță și a făcut un experiment pe mușchi. Deci, pe un mușchi de, cred că de broască. Și a diluat substanța, deci a făcut două experimente. Unul cu substanța diluată și urmărea efectul. Și unul cu substanța diluată în trepte succesive și în același timp potențată, adică lovită. Da? Deci se cum ia e cazul un mililitru... homeopatiei? Cum se fac granulele? Da. Un mililitru de atropa belladonna cu 99 de mililitri de apă se lovesc de 100 de ori. Și celălalt experiment fără această lovire. Ce s-a constatat? Că în experimentul în care nu se lovea apa, efectul scădea încet încet, până la dispariție. În experimentul în care apa primea acele lovituri, scădea, după care creștea foarte mult efectul. Adică în momentul în care nu mai era deloc apă, nicio moleculă de substanță în acea apă, efectul era mult mai mare decât înainte. Interesant. Deci asta s-a făcut la noi în Facultatea de Farmacie din București. Și asta a constatat și întemeitorul homeopatiei Hammer, când a început să vreau să-ți povestesc un pic de Hammer și de Hammer, de Hahnemann și de cum a ajuns homeopatia în România și în India. Hahnemann era chimist, deci era odată medic și chimist și vorbea foarte multe limbi străine. Și a venit în România la Contele de Bruckenthal, la Sibiu, care avea la vremea aceea cea mai mare bibliotecă după biblioteca de la Vatican. Și i-a aranjat cărțile, deci a fost bibliotecarul contelui și medicului personal. Și a stat aici și a studiat cărțile vechi de medicină arabă, medicina pe care o avea el în acea bibliotecă veche. Și după ce s-a întors de aici, în Germania, atunci a descoperit acel principiu, că pe măsură ce diluezi și potențezi, efectul crește, efectul substanței respective iese cumva la iveală și se înmulțește. Sunt pe drumul să studiez
ceva ce a fost descoperit înaintea lui Hahnemann, care are legătură cu acest experiment. Adică se pare că el, în acea bibliotecă, a găsit niște încercări mult mai vechi legate de această potențare. Iar acum cea mai mare provocare este să descoperim acea energie, care de fapt noi o punem, este ca lumina, care fascicolul luminos se vede în momentul în care întâlnește materia. Energia din remedii este vizualizată în momentul în care întâlnește energia umană sau energia vieții, pentru că nu numai omul reacționează, ci și plantele și animalele. Există medicină homeopată și veterinară și a plantelor, a culturilor. E, așa este acea energie din care se eliberează în urma acestor diluții și potențări. Se evidențiază în momentul în care ea întâlnește energia vitală. Adică noi o studiem văzând cum reacționează omul la diferite tipuri de energie. Și de acum 200 de ani s-au strâns, s-a făcut o bază foarte mare de date cu aceste studii, odată că au fost voluntari, în principiu medici, care au luat remediu și au notat toate efectele care au apărut după ce au luat remediu, deci tot ce au simțit în corpul lor, în psihicul lor, după ce au luat acele substanțe. Apoi s-a făcut o listă, așa numită materia medică a simptomelor fiecărui substanțe, și când venea un pacient care avea acele simptome, îi se alegea acel remediu cel mai potrivit și îi treceau simptomele și în felul ăsta se descopereau multe simptome ale acelui remediu care nu erau notate până atunci, da? Deci din practică, din clinică, se completa cumva tabloul acelui remediu. Și acum avem o bază foarte mare de date despre toate remediile și ce pot ele face în mentalului și psihicului și fizicului omului. Eu pot să adaug la asta faptul că te-am cunoscut când aveam deja o formă foarte gravă de COVID după 10 zile de aspirină, cum mi-a fost recomandat și așa. Luând, de exemplu, pentru tuse, Brionia, pe care mi-ai recomandat-o, știu că lumea s-a chinuit foarte mult cu siropuri de tuse și așa, și eu am luat de câteva ori, mi-a trecut. Iar apoi cel mai fascinant a fost, asta s-a întâmplat acum 4 luni, deci e recent, când după aveam un simptom de tahicardie care se constată de multe ori în COVID și am fost la un medic cardiolog foarte cunoscut la Cluj, analiză, nu știu ce, și mi-a zis că pentru restul vieții trebuie să iau un medicament chimic. Ori tu mi-ai dat un remediu Adonis și Bernalis. după câteva zile mi-a trecut. Deci n-am rămas restul vieții cu un medicament chimic și că era foarte grav și că poate da în alte chestii. Deci, nu că, adică după câteva zile mi-a trecut de nu l-am mai luat deloc, dar luându-l mi-a trecut, îmi trecea de fiecare dată, îmi treceau palpitațiile, luându-l instant. Și peste câteva zile nu l-am mai luat deloc, în sensul ăsta mi-a trecut. Adică, și toate astea e o floare, nu? Da. Frunta respectivă, diluată. Deci, Pentru că noi avem această informație că acest remediu vindecă tulburările de ritm apărute după o viroză. Că se numește COVID sau orice alt fel, este același lucru. Noi nu tratăm diferit COVID-ul decât orice altă patologie. Luăm simptomele pacientului și găsim ce substanță cunoscută până în prezent și avem, slavă Domnului, 6.500 de remedii cunoscute până acum, se potrivește cel mai bine cu simptomele acelui pacient. Nu cu simptomele de COVID, că și nici la COVID nu au avut toți aceleași simptome, ci cu simptomele acelui pacient. Și dacă le potrivești, simptomele dispar. da. Și cu aceste siropuri de tuse care am încercat mai multe,
nu prea așa au făcut efectul, în schimb, granulele de Brionia și a doua oară când am făcut COVID, am știut deja, aveam în oriunde te duci, te poți duce cu granulele după tine, deci eu eram deja echipată, am luat, n-am trecut prin toată chestia asta. Și nu o să mă abțin să spun, gențiana, și e punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat să spunem amândouă, dar eu observ un lucru. În ceea ce privește tratamentele, în ultima perioadă au apărut o grămadă de boli datorate felului în care trăim și o grămadă de farmacii și s-a dezvoltat o industrie întreagă. Și întrebarea mea uluitoare, adică din care încă nu-mi revin, este de ce nu știm de aceste tratamente care sunt foarte ieftine, acționează instant și fără efecte secundare. Cum se poate o umanitate inteligentă să nu apeleze la astfel de remedii și să mergem la tot felul de remedii chimice care au o grămadă de efecte secundare și care sunt scumpe și suntem clienți într-o rețea și într-o industrie. Asta e pur adevăr. Ba mai mult, eu am fost tratată de homeopatie și în Franța. Aveam medic homeopat tot timpul, care s-a retras de pe scenă în perioada COVID-ului, pentru că, în fine, a refuzat să se vaccineze, dar ideea e că acum un an a fost scoasă homeopatia și tratamentele și consultațiile homeopate au fost scoase din acoperirea asigurărilor sociale, deci nu au mai fost rambursate. Nu se știe de ce. Toți clienții sau toți pacienții de COVID, de homeopatie, au fost foarte nefericiți. Dar oricum e o pătură mică a populației și în Franța, nu e majoritară, dar să zicem un 40% folosesc homeopatia. Și n-a mai fost rambursată homeopatia, doar celelalte. Dar nu trebuie să uităm că este o industrie și sunt bani care circulă în treaba asta, deci, într-un fel, întrebarea mea este, și nu ți-o adresez ție, e o întrebare retorică, ne interesează sănătatea omului și binele omului sau totul e o industrie și totul e un comerț? Și motivul meu principal pentru care fac seria asta de sănătate, pentru că am experimentat și vorbesc din proprie, deci nu sunt teorii, sunt experiența mea personală și a celor din jur, a familiei și așa, este ca să aducem un pic la lumină și să deschidem ochii, pentru că nu e neapărat dorit un remediu ușor, ieftin. Nu e, nu, de asta nu auzim despre asta. Safe. Nu pentru că nu e valabil. De asta Safe. Nu auzim. Cine câștigă din asta? Și cine pierde? Pierdem toți, deci sănătatea noastră și mai ales că e un cerc vicios când intri în anumite medicamente care îți creează efecte secundare și pe urmă tratezi alte efecte și alte efecte, nu mai scapi. Eu am văzut-o pe maica mea care avea o pungă de medicamente și din inimă devenise afectat alt organ și alt organ și a trăit dependentă de medicamente. Câtă vreme cu homeopatia, nu cred că se întâmplă asta. Nu, chiar și eu, când vin la mine, pacienții sunt foarte mult medicați, mai ales copiii. Copii care vin cu răceli lunare. În fiecare lună răcesc și au antibiotic și ajung la cortizon, la ventolin, la medicație destul de agresivă. Și eu îi las așa cu medicația lor și pe măsură ce îi tratez homeopat, încet, încet nu mai este nevoie de așa de mult tratament alopat. Dar eu nu le retrag nimic. Îi trimit mereu la medicul care le-a prescris. Iar ei văzând că starea lor de sănătate se îmbunătățește, orice medic își dorește ca pacientului să nu ia multe medicamente, dar nu au ce să facă, pentru că starea de sănătate generală a populației a scăzut.
Adică ei dau în disperare acele, altfel copilul nu mai respiră. Au alergii la toate mâncărurile, la toate, la toți alergenii de pe pământ cresc într-una alergiile. Adică eu nu cred că e cineva, cel puțin în colegi medici alopați, nu sunt rău intenționați, doar că alea sunt informațiile pe care le dețin. Ei fac tot ce pot cu informațiile care le dețin. Când eu am făcut facultatea de farmacie, în anul întâi am făcut botanică. Și am avut așa o revelație. Am spus, mă, dar cum a trăit lumea până acum, atâtea mii de ani, fără aceste substanțe chimice pe care noi le învățam și la medicină și la toate chimiile din farmacie. Și am văzut că lumea trăia cu plante. Bineînțeles. Și plus că toate substanțele chimice active au pornit de la substanțe naturale găsite în plante, la care s-a mai adăugat o grupare chimică. Așa s-au dezvoltat. Și asta acum 100 de ani sau când aproximativ, deci e ceva recent, să nu uităm. Da. Noi am Până atunci, cunoscut dar și asta. noi. Noi am copilărit cu mult Da. mai puține tratamente și starea noastră de sănătate nu vedea atâtea alergii și Da. atâtea intoleranțe. Copil care abia iese din burta mamei are dermatita atopică. Da, adică nivelul de sănătate al populației a scăzut foarte mult. Și la întrebarea asta mă gândesc așa, cine te-a făcut pe tine? Ce anume te-a determinat pe tine să nu te oprești la sfatul cardiologului să iei toată viața acel medicament? A, eu când am auzit treaba asta, i-am spus ei, verde în față, și asta a făcut-o furioasă, i-am spus, zic, eu nu o să fiu dependentă de o substanță chimică, să iau toată viața mea o substanță chimică, pentru că eu știu că corpul meu și orice corp și orice este inteligent, deci are inteligența lui, se autoreglează singur, pot să-l ajut cu ceva, dar nu o să-i pun un țăruș permanent de susținere. Pentru că el nu are nevoie de așa ceva. Pentru că suntem. Asta a venit din înțelegerea ta, din Da, cunoașterea da, da. ta a corpului tău și încrederea pe care tu o ai în inteligența corpului. Și eu cred că pe măsură ce vor fi mai mulți oameni care vor avea încredere, nu se vor opri doar la medicația chimică, ci vor merge mai departe și vor căuta și altceva. Și în felul ăsta, când cererea populației va fi mare, nu o să mai poată opri nimeni homeopatia E să. așa. Dar, Gențiana, problema este că lumea nu știe ce să caute, nu găsi, adică n-ai întrebarea dacă nu știi, adică sunt multe persoane și mai ales în România care nu cunosc deloc sau care contestă orice este alternativ. Inclusiv cardiologii i-am zis că am luat în timpul COVID-ului și m-a ajutat la inimă și a făcut, bine, hai, spune-mi ce medicament ai luat, lasă porcăriile astea. Deci, ca medic, să nu încerci nimic și să nu fie cunoscut. Dar și ăsta e sensul pentru care facem această discuție astăzi, să se audă. Putem încerca, e o bază de plantă, dacă nu-ți face niciun efect, e ok, o renunți la el, dar poți să încerci fără efecte secundare. Și să vezi, mai ales că acționând asupra corpului subtil, eteric, efectul este instant, eu asta am observat. Într-o vreme, acum câțiva ani, luam efectiv și pentru durere de ciclu. Luam, Da. adică instant își făcea efectul. Pentru orice, chiar ce nu îndrăznim sau nu ne imaginăm ca alopat, cred că putem să luăm, nu știu. Da, așa este. Eu în fiecare zi descoper alte minuni pe care le poate face homeopatia în viețile pacienților. Nici nu pot să descriu un cuvinte. Am zis că o să încep să scriu, Da, pentru că sunt e minuni. interesant. Minuni. Poți să ne dai câteva exemple, tocmai ca să cunoaștem. Și Uite, eu la une. tine ce admir este că ești o persoană pasionată. Asta am văzut în sensul că eu nu știu câți medici te-am contactat seara spunându-ți că eram într-o stare jalnică, nu te cunoșteam, nu eram pacienta ta și ai stat cu mine nu știu câtă vreme pe mesaje și chiar la telefon și mi-ai răspuns. Și am văzut atâta pasiune și dăruire de a ajuta un om.
Ceea ce numai și chestia asta vindecă, crede-mă. Știi? Să știi că ai pe cineva lângă tine. Pentru că a fost îngrozitor. Eu, fiind o persoană sănătoasă, nu aveam un medic, înțelegi? Deci nu aveam la cine să apelez. Și tot ce am auzit a fost ea aspirină, adică cu o nepăsare totală. Deci e foarte bine să simți un om care îi pasă de tine și care îți caută, te ascultă. Ce, cum simți tu? Cum simți? Mă întrebai niște întrebări pe care n-am mai auzit la un alt medic să mă întrebe, știi? Niște... Probabil după asta te orientezi în geografia. Da, 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 da. Da. Așa, te-am întrerupt, vrei să-mi dai un... Am acum un caz extrem care pe mine m-a șocat. Al unei doamne de 70 de ani, care acum 22 de ani a avut un cancer de col uterin operat și radiat. Și a rămas cu insuficiență urinară, adică numai adică sfincterul este distrus și urinează continuu. Deci tot timpul trebuie să stea cu Pampers și la fel și cu scaunul. Și avea 3 pietre de 2 cm în vezica urinară. Și i-am dat remedii. Doctorilor le-a fost frică să intre în operație, să-i scoată pietrele, pentru că acolo, după un abdomen, după radiere, este o masă de organe, toate sunt lipite unele de altele și e foarte greu să faci disecție, să scoți sau să coși la loc. Și au spus mai bine să o trateze de infecții și așa, cumva, conservator și să nu intervină, că nu știau cum o să fie după. I-am dat tratament homeopat și a început să elimine bucăți mici din piatră. Mici. Da. Dar piatra avea 3 de 2 cm, 3 pietre de 2 cm. Și mă sună acum într-una din zile fata dânsei să-mi spună că a făcut fistulă între vezica urinară și vagin și că elimină piatra pe acolo. Deci pur și simplu, organismul a vrut să scape de piatra, cu orice preț să scoată piatra de acolo, el singur. El, da. Organismul nostru e mai inteligent decât noi. Da. Am putea să spunem asta, nu? N-a crezut-o, doctor, a chemat-o la spital și când i-a făcut consulta a văzut că da, zice, înseamnă că pe aici trebuie să o scoatem și noi. Că i-aș găsise locul pe unde să iasă. Da. Și acum urmează că se cam tem și așa să o scoată. Deci cu toată munca organismului pe care a început să-și o facă singur și draga de ea este așa de, i-a crescut așa de mult energia vitală și se simte în putere și bucuroasă și nu mai are nici așa multe dureri, că avea dureri peste tot. Încă zice, eu o să o las să iasă singură. Sunt foarte curioasă cum o să evolueze. Dar ce poate să facă energia vitală ca să refacă sănătatea unui om este extraordinar. Numai trebuie să o asculți. Să o asculți și să o susții. Un alt exemplu, o fată din Sibiu vine la mine și aștepta în sala de consultații în jur de 30 de ani. Și intră plângând. Și o întreb ce s-a întâmplat. Vreau să cânt, eu vreau să cânt. Eu când am auzit asta, zic, și de ce nu cântați? Că sunt manager într-o nu știu ce companie și eu nu mai vreau să fac asta, eu vreau să cânt. Și eu aveam un eveniment și am rugat-o să vină și să țină momentul artistic la evenimentul nostru. Nu-ți spun că a fost un alt om după acel eveniment. Deci pur și simplu am simțit așa cum energia aia vitală a înflorit, s-a regenerat. Nu pot să-ți mai... Este un... Și acum, și sunt vreo 10 ani de atunci, acum o văd cum postează și cum cântă și și-a făcut de-asta, înregistrări și... Dar când s-a dus prima dată în București să facă înregistrări, am întrebat-o unde a stat până acum.
Dar vreau să zic că ea venise la mine pentru chestie fizică nesemnificativă. Da. Dar eu am simțit cum energia aia ei vitală are nevoie să se manifeste. Da. Și am spus, fă asta! Și dacă nu se manifestă și e blocată, poate să genereze boală în corp. Patologie. Deci înțelegem asta. Da. Deci bolile corpului fizic, care el este inteligent și se autoreglează oricum și se cunoaște, se știe mult mai bine decât înțelege medicina, mult, mult mai bine decât orice putem noi înțelege, vin din cauza unor dezechilibre care sunt la nivel subtil, mental și emoțional, nu? Ești de acord cu mine? Sigur că da. Eu cred și tot timpul am crezut că noi știm atât de puțin despre corpul uman, despre minunea asta care este ființa umană, că eu am făcut medicină, toată lumea a făcut istoria medicinii în facultate și când vedem cum tratau acum 200 de ani medicii, făceau găuri în cap să iasă duhurile de acolo și știau să pună, să facă clismă și să ia sânge și purgații și câteva resurse aveau. Și câte facem noi acum? Cum o să fie peste 200 de ani? Cum o să ne privească pe noi medicii de peste 200 de ani? Și atunci, cum să credem noi că știm ceva despre cum să vindecăm, nu? Încât este o vorbă care zice orice boală merge bine până se complică cu un doctor. Adică corpul este atât de inteligent și noi nu trebuie să ne luptăm cu energia asta vitală, noi trebuie să o susținem. Nu trebuie. Ascultăm. Că, de exemplu, febra. Febra este este un mecanism de apărare. Deci organismul descarcă substanțele care cresc febra până la nivelul la care moare microbul sau virusul cu care corpul e infectat, după care se oprește. Dar dacă noi tot timpul dăm antitermic, îl lipsim pe corp de acest mijloc de apărare. Deci lucrăm contra lui. Exact, ne luptăm împotriva sistemului. Deci noi asta trebuie să înțelegem. Nu să neglijăm, dar să mergem în sensul în care corpul vindecă. Da. Să-l susținem să vindece, nu să el vrea să facă ceva, să iasă, sau, de exemplu, copilul are o problemă digestivă și noi îl îndopăm. El simte că nu poate să mănânce, dar noi îl îndopăm. Da, și ne mulțumim cu efecte, deci coborâm febra, sunt bine, mă mulțumesc ca și la fast food, cu ceva efect și nu sunt atent la ce se întâmplă, de fapt, și cauzele profunde din corp și vindecarea profundă, pentru că nu cunoaștem din pură neștiință și atunci medicina asta cu reclame la televizor îți calmează tot felul de efecte, atât. Nu. Practic le cam bagă sub preș. Da, le băgăm sub preș, nu ne interesează de unde vin și băgate sub preș ele riscă să se umfle, corect? Mm-hmm. Și vreau să zic... scuze. Nu. Zim. Vreau să spun că am luat un remediu homeopat și după 20 de ani de când am avut o extracție dentară, s-a deschis într-o zi o mică fistulă, s-a eliminat o bucățică de câțiva milimetri de os și s-a închis la loc, unde eu avusesem o infecție în urmă cu 20 de ani. Deci asta a făcut un remediu homeopat. A închis procesul ăla. Sau aveam pe față verugi plane. Este o erupție, deci de culoare maronie, la nivelul, deci nu este excrescență, dar are o păstură diferită, pielea are o altă consistență, da. Și este un pic mai maroniu. Și am fost de două ori la tratament dermatologic, odată au curetat, odată au dat cu o substanță care le-a ars și după ce s-a trecut inflamația, ele erau tot acolo. Și am spus, gata, nu mai au nimic, le las așa. Și am luat odată un remediu homeopat pentru altceva și la jumate de oră după ce l-am luat, au început să mă mănânce. Da, așa de tare mă mâncau că am luat un prosop și m-am frecat până m-am umplut de sânge. În două săptămâni după ce s-au vindecat, nu mai aveam nimic. Deci a fost vindecarea din interior, pentru că pielea se vindecă prin inflamație. Deci ei vroiau să producă o inflamație cumva artificială
ca să scape corpul de acea infecție virală. Dar când inflamația a venit din corp, aia a fost vindecătoare. Când corpul și-a generat acea inflamație, nu când am provocat-o artificial. Și artificial corpul probabil sau inteligența lui n-a recunoscut-o, nu-i lucrarea lui, nu? Intervine exact. Ceva exterior pe care nu recunoaște. Da. N-a fost sau poate n-a fost suficientă. Da. Cum e o consultație la tine? În sensul că ce te interesează să știi de la un pacient? Că știu că e puțin mai amplu decât așa cum suntem obișnuiți la medicii. Cele mai importante informații pe care eu le iau de la un pacient sunt cele pe care le obțin spontan de la el. De asta, în primele 15 minute, tot ce spune pacientul este aur. Eu nu am voie să deschid gura, numai să-l las să spună, pentru că el acolo spune ce-l doare cel mai mult și exprimă exact ceea ce trăiește. Și mă interesează inclusiv ce a visat, dacă îi vine în cap, în noaptea înainte să vină. Tot ce spune are semnificație pentru mine în a crea un tablou al unui remediu care să-l ajute. Și bineînțeles, după ce el termină de spus, și fizic și psihic tot ce-l supără, eu vin cu întrebări suplimentare cu care fac diagnostic diferențial între remedii. Adică el îmi dă, cam după 15 minute îți cam dai seama în ce direcție să cauți remediu. Dacă ai nevoie de un remediu mineral, vegetal, animal, după modul în care se exprimă pacientul. Deci și apoi, e foarte personalizat. E foarte personalizat. Există pacienți, nu boli, în homeopatie. Wow! Și pentru fiecare om cât de important să-și dea seama că e el, nu e boala. E el. Și că e ascultat. Da. Și că toate nebuniile pe care le-ar spune au sens. Cu cât simptomele, cu cât sau ceea ce simte pacientul, cu cât e mai ciudat, cu atât este mai important pentru consultații și pentru găsirea remediului. Înseamnă că e și un pic un psiholog, nu? Deci Te transformi, observi natura umană așa în multe laturi ale ei. Da, așa este, da. E fascinant. Fascinant. Și mai ales ce e cel mai fascinant este să vezi cum revine înapoi lumina vieții, scânteia vieții în ochii pacienților, bucuria vieții. Sunt mulți medici homeopați în România, că eu nu prea... Sunt destui. Sunt, da? Sunt. Sute, mii, poate, nici nu știu. Sper, dar să sunt. Găsim și la farmacii mai ușor. Știu că tu folosești, ești mai special în sensul că folosești niște, cum se zice... Potențe mai mari. Potențe mai mari. Cum ai ajuns la ele așa? Așa cum am spus, eu am învățat homeopatia mai mult în India, iar ei fiind mai spirituali, combină mai mult mental-emoționalul cu fizicul. Atunci când urmărim să obținem efecte pe fizic, dăm potențe mai mici. Dar atunci când iei în considerare atât simptomele fizice, cât și pe cele emoționale, în momentul în care alegi o potență mai înaltă, efectul este dublu și pe fizic și pe emoțional. Asta eu și este mult mai profund, mai rapid atunci când dai potența mai înaltă. Deci când mi-ai dat mie brionia de 1000 la tuse în COVID, înseamnă că era și o chestie emoțională în spate. Da, era și sigur era și emoțional, da. Nu mai rețin, îmi pare rău că nu prea mi s-a umplut hardul, nu mai știu da, ce simptome clar. Aveai, dar da, sigur tuse, da. Erau niște simptome clare și pe emoțional, da. Și aveai ceva mal. De genul, nu vrei să te deranjeze nimeni, să te lase... Da, și orice boală, eu cred că are o mult emoțional în spate,
Nu că și mai ales la COVID era o undă de frică pentru boala asta ceva extraordinară. Da, le simțeam și nefiind bolnavă unda asta colectivă. Așa este, da. Și animăluțele le poți trata? Și animăluțele, da. De exemplu, chestii legate de dependențe, dependență de alcool, de droguri, de chestii, da, se pot trata? Am avut câteva cazuri de alcool și de droguri am avut, care mi-au mers bine, dar totuși sunt un pic... știi, consultațiile homeopate se fac cu o regularitate de o lună, deci cam la o lună. Eu cred că un pacient care are dependență are nevoie de o susținere multidisciplinară, să zic, adică de familie, de psiholog, de prieteni, nu doar de un medic homeopat care odată pe lună îl vede. Și dacă l-aș chema mai des, totuși simt că am nevoie de o echipă cu care să lucrez în dependențe. Da. Eu am avut efecte bune, într-adevăr, chiar un adolescent cu consumul de alcool și un adult cu un consum de droguri care au scăpat și sunt bine. Acum depinde foarte mult de mediu, că dacă condițiile nu se schimbă, se poate recădea pe același nivel. Da. Vreau să adaug și o mărturie a faptului că mama mea a avut același cancer de care vorbeai, de uter. I-a fost scos gradul 4, recomandat radio și chimioterapie, obligatoriu, că altfel se duce în tot corpul, nu știu ce. Maica mea, fiind 80 de ani, în vârstă slăbită, a ales și am ales împreună să nu facă treaba asta, că ar fi dus-o la slăbiciune și la suferință inimaginabilă, și a luat homeopatic, mă rog, antropozofic homeopatic, un remediu, și după 3 ani a făcut analiza să vadă dacă mai este cancer în corp și nu mai era nimic. Deci eu vreau să spun exemplul ăsta și mărturia asta care e personală. Și fac asta pentru că iubesc oamenii. Iubesc oamenii și iubesc binele. Și nu pot să înțeleg atâta tăcere și atâta, cum să zic, neștiință când sunt persoane care se tratează și de chestii foarte grave și care le considerăm de netratat, totuși se poate. Da, așa cum am spus, homeopatia nu are limită de diagnostic. Da. E pentru bine că practic nici corpul nu are limită de vindecare, adică el poate vindeca orice, inclusiv cancerul. Avem în noi mecanisme de vindecare și mulți fac cancer de mai multe ori într-o viață, nici nu știi când l-a vindecat cu sistemul imunitar. Exact. Exact. Și practic ceea ce face homeopatia este susține aceste mecanisme intrinseci de vindecare. Și de fapt ce face inteligența vieții prin toată creația ei care comunică. Deci plantele cu umanii, cu animalele, cu... Și că practic nimic din ce este creație nu este întâmplător. Totul are un scop în slujirea omului, să zic, în vindecarea omului. Suntem o familie cu tot. Suntem interconectați cu tot. Să ne bucurăm de tot ce ne-ai oferit și să fim sănătoși. Și când vorbim de sănătate, alt lucru care îmi place este că consider și tu și, în general, medicii homeopați, sănătatea ca un tot. Sănătate mentală, psihică, emoțională, fizică, nu? Deci așa sănătate este. Înseamnă sunt bine, sunt starea în capacitatea mea, exact, în capacitatea mea maximă, manifest binele, îl manifest pe Dumnezeu. Deci n-ai cum să fii sănătos fără Dumnezeu și fără lumina care ne vine de la sursă. Să știi că asta constat și eu, pacienții când vin, vin cu probleme, de obicei probleme grave la mine, că ajung cam ca la ultima resursă, așa, adică foarte puțini
copii. Din păcate. Da. Și îi văd că după ce încep să se simtă bine, se întorc cu recunoștință și îl caută pe Dumnezeu. Și o mare satisfacție asta pentru mine. Adică omul se îndreaptă și spre Dumnezeu. Dar atunci când are durere și da, neputințe, le e mai greu. Dar încet, încet... E chemat. Da. Ebola mi se pare o manifestare mai acută a rătăcirii noastre de Dumnezeu. Uh-huh. Și din cauza asta ne cheamă ca un ultim, ca ultimă soluție. E ceva ce inconștient chemăm în noi ca să ne dăm seama că m-am rătăcit, nu se mai poate așa, trebuie să mă reîntorc la sursă. Nici o mașină nu funcționează fără o baterie sau o baterie fără un încărcător. Noi venim de undeva. Hammers spunea că pentru a se produce o boală în fizic, trebuie să existe un conflict suficient de intens sau suficient de lung ca să se organicizeze perturbarea de la nivelul mental-emoțional. Și că dacă acel conflict îl trăiești în solitudine, dacă nu îl împărtășești cu nimeni, și zice, s-a constatat că creștinii fac mai puțin cancer, pentru că ei vorbesc cu Hristos al lor. E foarte interesant. Hammer, care nu era credincios. Adică a spus-o mai mult ca ironie, dar a exprimat un adevăr. Da, pentru că așa e. Da, așa este. Da. Da, îți mulțumesc mult, Gențiana, pentru, și numele ăsta frumos de floare, pentru întâlnirea de astăzi. Cu drag. Mă bucur, sper să fie de folos. Să fie de folos la cât mai multe persoane și să știm că nu suntem chiar așa uitați de Dumnezeu și că există soluțiile pe lângă noi. Să ne deschidem ochii, să încercăm cu inima deschisă și să vedem... să vedem. Aș vrea să închei cu un cuvânt. Eu cred că homeopatia este una dintre căile prin care Dumnezeu vindecă suferința umană. Eu cred că și o carte, și un vis, și un film, și o excursie, orice în stare să ridice energia noastră, să o regenereze, poate vindeca. Homeopatia este una dintre ele. Dar așa cum ai spus, poate o singură vorbă, faptul că l-asculți pe om, când nimeni nu l-a ascultat sau când are el mai mare nevoie să-l asculți, poate să-i crească energia și să se vindece. Da. Și invers este la fel. În spitale aglomerate, unde ești tratat îngrozitor și unde nu ai nicio încredere și așa, poate să-ți fie mai rău. Deci, contează foarte mult vibrația, nu? Unde suntem, cum, tot ce se întâmplă, toate lucrurile astea subtile care le considerăm poate mai neimportante și care totuși sunt foarte importante. Soarele, lumina, aerul, curățenia, armonia din casa noastră, din relațiile noastre, tot. Da, tot. Și să nu stăm în conflicte. Bineînțeles, care sunt iarăși rătăcire de Dumnezeu. Tot ce e rătăcire de Dumnezeu poate duce la boală. Eu am mulți la Biblioteca Pitagora din Strasburg, de care mă ocup, invit foarte mulți conferențiari care vin din medicină chineză, din multe terapii alternative și foarte multe noi care s-au născut acum și prin ușoară atingere și psihonomie este. În România nici n-au ajuns. Deci sunt o grămadă și acum noi inventate, să zicem, și create de un om care e conectat, poate să înțeleagă cum funcționează ființa umană și să o ajute. Deci clar există multe căi. În schimb, homeopatia este ceva foarte rapid și la îndemână. Este o specialistă în Franța pe care o auzeam acum, care tratează totul cu argilă. Incredibil, inclusiv COVID.
Pentru că zice chestia asta că adună argila din stomac, toate toxinele și le elimină și ajută la eliminare. Ceea ce iarăși este un tratament foarte vechi. Deci sunt multe căi și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și mulțumim oamenilor dedicați ca tine care țin la oameni și sunt acolo. Da, este darul lui Dumnezeu. N-am făcut Da. nimic pentru asta. Și mai mult îl dai și îl simți, mai mult te umpli. Eu nu Da, cred că da. ești unul dintre medicii epuizați de atâția pacienți și că e o zi lungă și îți vine să fii afurisită cu toată lumea, că nu mai poți de atâta. Cred că ce faci te umple cu energie. Așa este, Și cu da. entuziasm. Te văd și știu. La mine, la fel, cursurile mele, după un curs, eu mă simt energia mea este potențată, ca să Poți vorbesc să o iei de la ceva. capăt, da. Poți să o iei liniștită de la Ba capăt. chiar mai mult, știi? Adică Da. tot ce dăm din inimă și cu implicare și cu inimă și cu dorință de bine, se înmulțește. Chestia asta trebuie să o înțelegem. Când suntem epuizați, este pentru că suntem pe lângă. Că facem ce Și nu trebuie, da. exact. Ce nu trebuie. Nu suntem pe calea noastră. Da. Nu folosim inima, care este centrul ființei noastre, mai aproape de noi decât brațele și picioarele noastre. Și capul. Da. Da, mai ales capul. Da. Îți mulțumesc mult, Gențiana, Cu mult și drag, Rada. să ajuți multă lume în continuare și să se bucure mulți de prezența ta în posibilitatea de vindecare. Ne bucurăm că ești Mulțumesc în mult. România, că vorbești românește, că e așa de Da. ușor să te contacteze lumea chiar pe online, în Da, în ziua de ultimii ani astăzi. am dat doar consultațiile online. Da, foarte bine că există posibilitatea asta și în felul ăsta poți să vezi mai multă lume și pentru lume e mai ușor să nu se deplaseze. O să las în textul videoului contactul tău dacă cineva vrea să te contacteze și dacă nu, măcar să deschidem un pic posibilitatea, știi? Sper să nu vină la tine dacă nu se poate nici cum altfel, știi? Eu fac asta ca primă opțiune, știi? Și rămân la asta, pentru că nu, mai departe nu-i nevoie. Din experiența mea de vreo 7 ani de zile, de când m-am mutat în Franța și acolo am descoperit cu adevărat, pentru că medicul de familie și toți din jur erau pe calea asta. Deci, dar uite și acolo statul a făcut acum o mare blocare în sensul că trebuie să plătești. Ori medicamentele chimice sunt plătite de stat. Sunt interese acolo. Sunt ieftine homeopatele. Da, sunt și ieftine, deci n-ar trebui să ne Nu e un preocupăm. impediment că nu Da. mai plătește statul. Da, dar na, pentru unii poate că e și asta, sau psihologic, sau știi? Psihologic mai mult, că Da, nu-i și recunoscut psihologic, sau că e faptul, recunoscut. da, zice ca și cum n-ar fi eficient, adică ca și cum asta, na, nu, na, știi, ceea ce, no way, cine ajunge vreodată la homeopat, nu cred că mai pleacă. Cam așa este, da. Că așa e. Mă Da. bucur, îți mulțumesc mult și sper să ne mai întâlnim, nu la consultații. Oricum e bine. Numai bine la toată lumea și Pup. sănătate deplină la toți. Asemenea, numai bine, Doamne ajută.